Salutare, dragii mei, și bine ați venit la Broadheader. Astăzi mi-am îndeplinit o dorință. Practic mi-a venit un colet de comandat de pe AliExpress. Este vorba de un laser pentru reglat armele. Reglată precizia. Cu alte cuvinte, deviația stânga-dreapta, pentru că sus-jos le reglați din înălțător, din cătare și cuiu cătării, în cazul în care se pot mișca. Bun, și... Ha? Ce spuneți? Am aici... Asta e setul. Are și o oarece cărticică de instrucțiuni. Aici mi-a dat o țintă, probabil să mă ajute la reglaj. Bine, instrucțiunile de folosire, etc., etc. Astea mai puțin important. Eu l-am luat, l-am reglat deja, l-am montat și... El arată în genul ăsta. Gen ca un stilou, ceva de gen. O vechea problemă cu focusul. În capătul ăsta, pe tijă, se montează un opritor care se introduce pe țeava armei și capătul ăsta altul rămâne afară. Ca să vă arăt cum, el vine, se montează ceva în genul ăsta. Bun. Din acest moment, odată introdus și fixat, nu are absolut niciun joc. Nici stânga-dreapta, nici față, nici sus-jos. Și credeți-mă, este foarte precis și o să vă fac o demonstrație pe șifonier. Trebuie să-l deschid. L-am deschis și... acum e acum. Trebuie să văd cum o să reușesc să fac chestia asta. Sau dacă reușesc. Nu știu dacă focalizează suficient de bine camera. Cred că se poate observa cât de cât pe cameră, hai că îl îndepărtez mai mult, pe cameră nu știu dacă reușesc să-l să vă ofer o imagine foarte clară, dar credeți-mă, este foarte precis. Și asta îmi spune mie că pistolul meu este ok. Dacă inițial, stai să-l opresc. Arată destul de ciudat, dar chiar așa se folosește. Se introduce pe țeavă. Celălalt laser care trebuie să-mi ajungă este un laser tip cartuș, care se introduce în pistol și emite unda laser direct din interiorul țevii. Op, cu atenție. Pe el scrie diverse: accurate, laser ball sighter. Practic este un laser roșu cu lumină roșie, fascicul roșu. Se aprinde și se oprește de aici. Practic se răsucește de camera bateriilor. Și se introduce pe țeavă. La mine, la 9 mm, merge foarte bine. Și producătorul spune că se poate folosi de la calibrul 22 LR long rifle până la 50, calibrul 50, bine, punct 50. Nu știu echivalentul minim în milimetri la noi cât vine la 50. 22 este 5,6. Și îmi dau seama de chestia asta datorită acestor mici adaptoare. Practic, bine, ăsta e cel mai mare. Să văd dacă reușesc să focalizez suficient. Bun.
Asta este cel mai mare adaptor din capătul care se introduce pe țiv, pe tijă, îmi cer scuze. Pe măsură ce strâng șurubul, aceste trei brațe se desfac. Da? Și în felul ăsta se potrivește și intră pe țevile armelor. După cum vedeți că am făcut deja la mine. Da? Deci ce este deja pe tijă este pentru 9 mm, iar ce am aici în mâna stângă este pentru calibrele mai mari. Nu știu cât de mult, încă nu l-am strâns suficient de tare pe ăsta, de pe tijă, dar cred că se pot desface aceste brațe și mai mult. Astfel încât să intre, nu știu, să se adapteze și pentru calibre mai mari, știu, 40-45 pistoale. Este, mi se pare, o invenție destul de bună. Vedem dacă mai reușim un focus. Hai, te rog frumos, focalizează. Ah, ce mă enervează camera asta. Exact când ți-e lumea mai dragă, se oprește din focus. Și îmi dă filmarea peste cap. Ceva în genul ăsta. Acolo e laserul. De acolo iese unda. Foarte tare chestia asta. Repet, tot ce trebuie să faceți este să-i cumpărați baterii AG13. Dacă nu mă înșel, parcă așa spunea. Da, AG13. Și demontat nu este foarte greu. Aveți în set și să-mi cadă. Aveți o șurubelniță în stea, întrusă cu care să vă faceți treaba. Și odată ce l-ați montat, se introduce pe țeava pistolului. Apăsați un pic ca să aveți certitudinea că nu va avea joc și va sta fix. Îl porniți și luați linia de ochire. Să vă zic sincer, eu l-am luat, am dat comandă, pentru că atunci când mi-a venit pistolul, am observat că, virgulă, cuiul cătării, când mă uitam de sus pe el, pe manșon, este orientat un pic, dat, mișcat un pic în partea dreaptă față de axul longitudinal al manșonului. Ceea ce m-a făcut să cred, să mă tem că ar putea să fie, să tragă strâmb. Dar nu. În momentul în care l-am luat și l-am dus la poligon și am tras pentru prima dată cu el, m-am convins că nu avem de ce să mă tem. Trage foarte, foarte bine. Este foarte, foarte precis. Pentru, sincer să vă zic, pentru un pistol cu aproape jumătate de kilogram de manșon care îți vine în spate. Nu știu dacă voi reuși să vedeți, voi face tot posibilul să-mi focalizeze camera și am reușit ceva, 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 ceva. Nu știu dacă se poate vedea, dacă puteți vedea voi, dar ținut așa, din față, se poate observa că acel cui al cătării este un pic într-o poziție nu chiar pe mijlocul țevii. Cum vă spuneam, acum câteva secunde, chestia asta m-a făcut să cred că ar putea să fie strâmb, să tragă strâmb, dar nu a fost. Așa că sunt foarte bucuros de noua achiziție. Acesta nu este un sistem de ochire laser, cu laser, da? Acelea sunt interzise la deținere. Port și folosire, este un sistem de reglaj. Da? Se reglează arma cu da, e oprit. Puteți regla arma cu acest dispozitiv. Sistemele de ochire se prind de pistol. Ăsta nu-l pot folosi ca pe un sistem de ochire pentru că se introduce pe țeavă. Și dacă îl introduc pe ăsta pe țeavă, cum reușesc eu să mai trag? Oare? Da.
Da, este un sistem de reglaj, al liniei de ochire. Cu atenție să nu stric capătul din plastic. Da, ăsta a fost. Oricum, sunt foarte bucuros. Abia aștept să-mi vină și cartușul laser. Culmea, ăsta a ajuns înainte. Mi-a ajuns mie. Pe când, urmărind comanda de pe AliExpress, mi-a arătat că laserul cartuș a ajuns deja la destinație, în țara de destinație. Pe când ăsta, tija, întârzia. Urma să ajungă și el. Nu contează. Ideea e că îl voi folosi mâine, sâmbătă 27 ianuarie, la poligon, pentru că pe o distanță de 4-5 metri nu pot să afirm că îmi indică o valoare corectă. Mâine la poligon voi avea ocazia să-l testez la adevărata lui capacitate, pe distanțe de până la 25 de metri inclusiv. Așa că, nu știu, dacă sunt printre voi oameni care urmăresc videoclipul, dragii mei, mâine este sâmbătă 27, încă mai aveți timp să vă răzgândiți dacă vreți să faceți altceva în weekendul ăsta. Eu vă aștept să mergem la poligonul ZipeScore de la Constanța. Mai multe detalii puteți să-mi vă voi oferi pe pagina de Facebook Broadheader. Dar până data viitoare, eu sunt Broadheader, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și dacă vreți să vă reglați armele, pot să vă ajut cu laserul sau puteți da comandă chiar voi. Dezavantajul e că am așteptat aproape 2 luni de zile să-mi ajungă. Am dat comandă prin noiembrie pentru el. Dar se pare că într-un final mi-a ajuns. Mai devreme sau mai târziu. Decât deloc, mai bine mai târziu. Trageți cu arcul, eu sunt promotorul tirului cu arcul în România. Mai nou lucrez la un proiect de promovare a tirului cu armele de foc, de promovare a armelor de foc și a poligoanelor de tir din România, de la noi, din țară. Urmăriți-mi canalul, abonați-vă la canalul de YouTube Broadheader, like pagini de Facebook cu același nume și până data viitoare trageți cu arcul, postați pe internet, urcați-vă filmulețele, pozele, materialele și, dacă vreți arme de foc, nu ezitați să vă achiziționați. Dragii mei, legea ne permite. Mult succes, respectați legea, în primul rând, și nu faceți prostii, fiți cu minte. Doamne ajută! Ceau!